Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față vă voi arăta cum putem prelungi viața unui bec LED. Inițial, acest video trebuia să fie despre repararea acestui bec LED, deoarece în momentul testării becul LED clipea, pâlpâia, așa că deja bănuiam ce ar trebui să aibă. Cam așa arată interiorul. Bănuim că unul dintre capsulele acestea, LED-urile acestea, practic sunt mai multe LED-uri într-o capsulă, mă gândeam că ar fi întrerupt unul dintre LED-uri. Însă, când să mă apuc să verific care dintre LED-uri ar fi întrerupt, care ar fi contact imperfect, însă se pare că becul LED refuză să se strice. Da, și acum funcționează. Așa că de nervi am zis, ok, refuz să te strici. Atunci acest clip va fi despre altceva, și anume cum prelungim viața acestui bec LED. Avem de față un bec de la ExtraStar de 10W cu lumină rece 6500 de Kelvin. Dacă aveți asemănător, știți la ce să vă așteptați. Hai să desfacem și interiorul. La o primă vedere observăm că alimentarea este foarte, foarte simplă. Aici vine alimentarea de 230V de la rețea și trebuie să vă anunț înainte că repararea unui astfel de bec LED sau modificarea este foarte periculoasă dacă nu știți ceea ce faceți. Cu siguranță pe fază e posibil să fie un rezistor, chiar o să măsurăm acum. Și aici avem faza, trebuie să fie în mijloc și mă gândesc să fie o, nu trebuie să avem 0, ci peste 0, cât vedem acum. 27 de ohmi. Asta înseamnă că pe fază, în serie cu faza, avem un rezistor pe post de protecție, pe post de siguranță fuzibilă, în locul nesiguranței fuzibile. E mai bine decât deloc. Și bineînțeles, nulul continuă aici. Da? E ok. Avem totuși o protecție. Din tensiunea de la rețea se duce în această punte redresoare. Este MB10F. O punte de maxim 1 amper. Aici avem ieșirea plus minus. Da, pe aici este plus și aici este minus. Apoi se duce în acest condensator probabil. Nu are ce să fie altceva. E probabil un condensator electrolitic pentru a filtra tensiunea redresată. Iar în paralel cu acel condensator avem un rezistor de descărcare a acelui condensator de 474, asta înseamnă 470 de kiloohmi. Mai departe, în serie, pe partea de plus, avem un chip, e vorba de un stabilizator liniar de curent, fiind pus în serie cu LED-urile respective. Și aici revenim la partea cum putem prelungi viața unui bec LED. Dacă acel bec LED are inclus în circuit un stabilizator liniar de curent, putem foarte ușor modifica curentul ce trece prin acele LED-uri. Și așa putem prelungi viața. Dacă nu avem acel stabilizator liniar de curent, din păcate nu se poate face nimic și eu prefer să arunc acel bec LED. Dar în cazul acesta ar fi păcat să nu modificăm, să nu realizăm această modificare. În cazul de față, acest stabilizator liniar, că nu v-am spus, este un PT4515NH și conform datasheet-ului putem limita curentul între 5 și 60 de miliamperi modificând acest rezistor. În cazul acesta avem un rezistor în pinul RXT, pinul de ajustare a curentului, să zicem pinul de ajustare, RXT e notat în datasheet, rezistența exterioară probabil. Avem un rezistor de 20 de ohmi, 20R. În datasheet există și o formulă, aceasta este formula. Curentul ce trece prin LED-uri este egal cu 600 de milivolți împărțit la valoarea rezistorului exterior, rezistorului din pinul RXT. Și așa ne dă curentul. De 600 împărțit la 20, valoarea acelui rezistor, este egal cu 30 de miliamperi. Hai să verificăm practic. Hai să schimbăm acest multimetru pe miliamperi, deoarece avem curent mic. Trebuie să fiu atent, deoarece avem o tensiune periculoasă. Practic, punem în scurt unul dintre LED-uri. Și avem 29,97, 30 de miliamperi. Deci respectă formula respectivă. Formula este în regulă. Da? Din ce am observat, dacă mărim valoarea acelui rezistor, curentul scade. Dacă mișorăm valoarea acelui rezistor, curentul crește.
În cazul nostru dorim să micșorăm curentul. Asta înseamnă că trebuie să mărim valoarea acelui rezistor. Am făcut eu niște calcule dinainte să văd cât de mult scade la anumită valoare și am luat decizia să luăm un rezistor. Voi pune două rezistoare în paralel. Sunt de câte 47 de ohm fiecare. 46,947. Și aici tot la fel, în jur de 47. Și împreună avem 23,5, deoarece se înjumătățește dacă cele două rezistoare sunt la fel. 23,4. Și să facem calculul. Deci, ILED este egal cu 600 împărțit la 23,5. ILED este egal cu 25,5 mA. Asta înseamnă un curent mai mic față de cel inițial. Și așa prelungim viața acelui LED. Dacă măream valoarea acestui rezistor mai mult, scădea mai mult. Mi se pare că am pus 27, 28, nu mai țin minte, sper să nu greșesc. Și scădea la 20 de milia, spre 20. Să pregătesc aceste rezistoare, să cositoresc. Hai să cositorim nițel ca să pot să-l dezlipesc mai ușor. Pare rău că se mișcă camera, am atins eu nițel. Și pentru a desface acest rezistor SMD, pentru că nu am stație cu aer cald sau o stație de lipit cu două capete, folosi două pistoale de lipit. Scuze că am mișcat camera și am deslipit rezistorul SMD. Și acum nu mai vrea să iasă. Îl punem în aici, că ne mai trebuie de lângă. Hai să pregătim zona. Să cositorim un pic. Hai să lipim. Azi că lipesc mai bine, un pic mai târziu. Avem nevoie de o pensetă. Aici a fost lipit de formă. Îmi place că e aproape, dar las că văd eu mai târziu. Și acum să lipim. Ok. Lipesc în ambele locuri, nu-i problemă. Oricum sunt în paralel aici. Puteai pune lejer două rezistoare în paralel. Da? Ok. Am verificat eu în circuit. Deci nu lipiți aiurea, verificați înainte. Eu am verificat și știu că sunt cele R2 și R3, adică zonele respective notate pe cablaj, veneau puse în paralel. Un rog, R3 nu era pus, era pus doar R2. Ați observat voi. Gata, am lipit bine. Hai să curățăm cu alcool izopropilic. Gata. Aștept puțin să se evapore alcool izopropilic de pe PCB și testăm apoi. Momentul adevărului, să testăm becul LED. Funcționează. În schimb, haideți să pornim multimetrul pe măsurarea curentului. Deci trebuie să avem, conform calculului, 25,5 mA, cu aproximație. Să-i dăm drumul. Sper că vedeți, vă uitați-vă aici, o să fiu atent să pun unde trebuie. Trebuie să fiu foarte atent, am pus bine. Și să măsurăm. 25,46, sper că vedeți bine. Deci este în regulă. Și cam așa putem prelungi viața unui bec LED. Modificând acel rezistor din pinul RX-ed al stabilizatorului liniar de curent. În cazul nostru fiind un PT4515NH. Însă mare atenție că este destul spre foarte periculos, pentru că trebuie să gândiți de 10 ori înainte să faceți o modificare. Dacă nu aveți răbdare și nu aveți cunoștințe tehnice suficiente, mai bine nu vă apucați.
Deci nu se fac modificări aiurea, se fac conform unor date de catalog. În cazul nostru, dacă găsim foaia de catalog al acelui integrat de stabilizare a curentului electric, liniar, în cazul nostru, în mare parte sunt liniare, putem face foarte ușor acea modificare. Spre exemplu, în cazul unui bec LED anterior, când v-am folosit o metodă alternativă, cel de față, dacă îl mai țineți minte, am pus un rezistor în locul acelui LED defect. Însă, nu m-am gândit eu atunci, nu știu la ce mi-a sărit mie minte, nu mi-a intrat în minte că, măi, de ce n-am pus eu un conductor aici mai departe, cu celelalte LED-uri în serie, și să modific rezistoarele din acestea integrate de limitare a curentului, stabilizatoare liniare de limitare a curentului, pentru a trece un curent mai mic prin LED-uri. Așa că, la fel și în cazul acesta, am modificat acele rezistoare, sunt cele de față, după cum se vede. Aceste integrate sunt în paralel, da? Pentru a da un curent mai mare. Ok. Deci, cam aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere! Stați că s-a pus un operațional, s-a lipit de acest capac din plastic. Da. Bine, la revedere, pa, pa!